primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au mobilizat în campania electorală din noiembrie-decembrie, tuturor celor care mi-au acordat votul atât mie cât și echipei USL pe Maramureșul Voivodal, cum îmi place mie să spun. Să vă mulțumesc dumneavoastră celor care v-ați implicat în tot ce a însemnat amenajarea și atribuirea acestui cabinet parlamentar, domnilor consilieri locali, domnului viceprimar, domnului Vlașin în special. În același timp, mulțumesc celor care, chiar dacă nu au reușit să fie prezenți astăzi aici, au fost alături de mine în campania electorală. Săptămâna trecută am inaugurat împreună cu domnul deputat Simon un cabinet în incinta sediului PSD Maramureș, tocmai pentru a fi, așa cum am spus atunci, kilometru zero al parlamentarismului maramureșan. Astăzi suntem într-o echipă, putem spune, completă. Alături de mine și cu ajutorul domnului Vlașin sunt cei patru consilieri pe care îi avem în zona Sighetului, chiar dacă unul va fi permanent la sediu, mai avem trei consilieri pe care îi salut și chiar dacă nu s-au făcut prezenți de astăzi, vor fi mult mai prezent în viața cetățenilor din zona Sighetului. Lucrurile nu se opresc aici. Vom continua cu ajutorul echipei PSD să deschidem cabinete la Vișeu de Sus, Borșa, Vișeu de Jos, eu, Drepedea și Strâmtura, ca să închei parcursul. De ce facem lucrul acesta? Pentru că, așa cum am spus-o de multe ori, trebuie să schimbăm rolul parlamentarului. Statutul parlamentarului, care în topul încrederii, din păcate, este undeva jos. Și cred că noua clasă politică în care m-am implicat, alături de mulți dintre colegii mei prezenți astăzi aici, și le mulțumesc și pe această cale și domnului deputat și domnului președinte și domnului vicepreședinte și domnului viceprimar și pe cei pe care v-am uitat, îmi cer scuze. E nevoie de o nouă viziune a clasei politice. Un parlamentar trebuie să fie foarte aproape de cetățean, chiar dacă nu reușește să fie prezent fizic în fiecare cabinet parlamentar, e nevoie ca să fie într-un contact permanent cu cetățeanul. Lucrul acesta nu se poate realiza decât cu o echipă puternică. Iar în această echipă vreau ca fiecare dintre noi să poată să dea cât mai mult, în așa fel încât peste 4 ani de zile când vom trage linie să putem spune da, ceea ce am spus acum 4 ani de zile s-a realizat, uitați unde suntem aici. Îmi doresc din tot sufletul ca toți parlamentarii și ai opoziției și noi de la guvernare să avem un parcurs corect față de cei care ne-au trimis în Parlamentul României, pentru că ne aflăm în Sighetul Marmației. Nu cred că putem spune astăzi că senatorul de Sighetul Marmației reprezintă doar pe cei 8.000 sau 8.500 de alegători care l-au votat în decembrie. Reprezentăm pe toți cetățenii și pe cei care nu ne-au votat și pe cei care nu s-au prezentat la vot. Bazați-vă pe sprijinul meu pentru că sunt om de echipă și vreau să dovedesc că știu juca într-o echipă. Încă o dată vă mulțumesc și mult succes tuturor! Să vă spun la început, stimați prieteni, că mă număr printre apropiații lui Liviu Marian Pop din ultima perioadă, dar am ceva în plus față de restul. Eu i-am semnat certificatul de naștere în partid. Deci, față de colegii mei, încă din iunie anul trecut, când domnia sa a intrat în rândurile Partidului Social Democrat, a fost, dacă vreți, noul în partid. Venea din mișcarea sindicală, era deja o persoană publică, dar iată că a reușit să aducă un electorat și să scoată, poate, din câte știu eu, unul din cele mai bune scoruri pe care le-a obținut, cel mai mare, în confruntarea electorală din alegerile de 9 decembrie. Și o voi obține. Că, în general, ce mi-am propus, am obținut. Asta e valabil și pentru alții care așteaptă efortul meu în a duce mai departe PSD-ul la vârful electoral în județ. E un moment la care nu trebuie foarte multe vorbe de spus. E un moment care îl angajează pe Liviu Marian Pop pentru a rezolva problemele cetățenilor. Și eu cred că dialogul pe care l-a avut până acum cu masa mare de oameni ai cărții, ai școlii, îi creează atuul și premizele și unui dialog cu restul categoriilor socioprofesionale din Sighet. Eu îi doresc succes, sper să performeze în munca senatorială, pentru că am mână bună.
am mai deschis un birou parlamentar al lui Florin Tătaru și uite, la al doilea mandat. Succes! Categoric, Maramureșul mi-e foarte drag și trebuie să vă spun că mai drag din Maramureșul Voivodal. E o zonă foarte, foarte frumoasă, la care țin foarte mult. Și fiecare ajunge în o anumită vârstă, avem părinți bătrâni, am și eu o mamă care mai trăiește și care tot timpul îmi spune, când o doare ceva, măi copțile, ar trebui să mă duci până la oraș. În mintea ei, orașul fiind doar Siget, neexistând alt oraș decât Sigetul. Am candidat împreună, pot să spun, mergând de mână cu Liviu Pop, în această campanie electorală, sub sloganul Vocile Bucureștiului, Vocile Maramureșului în București. Și, într-adevăr, vreau să vă spun, stimați invitați, că senatorul Pop este o voce în Parlamentul României, mai exact în Senatul României. Este un om de echipă, trebuie să vă spun că uneori mă îndoiam eu și îmi demonstra contrariu, este un om cu care se poate merge înainte și se poate construi. Această idee de a deschide cât mai multe cabinete parlamentare în Maramureș și în special în Maramureșul Voivodal, mi-a aparținut. Eu am achiesat la ea, este o idee foarte bună, să facem un alt fel de politică decât a fost făcută până acum de către ceilalți parlamentari ai Maramureșului Voivodal. Că e foarte important să trăim într-un partid mare. Atunci avem putere mai multă când trăim într-un partid mare. A fost săptămâna trecută în Baia Mare la inaugurarea cabinetului parlamentar, de data aceasta comun, a domnului Pop, a domnului senator Pop și a domnului deputat Șimon. Au fost și acolo prezenți foarte mulți colegi din cadrul Partidului Social Democrat. Iar prezența noastră, celor care suntem veniți din zona Baia Mare astăzi aici, nu este un gest de curtoazie, este un gest de prietenie și de colegialitate. Și pentru că încă până la conferința județeană sunt secretarul executiv a organizației județene PSD Maramureș. Asta îmi permite să fiu ceva mai practic și să spun că e nevoie de o activitate susținută parlamentară a Partidului Social Democrat în Sighetul Marmației. Și alături de organizația municipală care va fi aleasă astăzi, aceste lucruri vor sta la baza relansării activității politice a PSD-ului și la recăpătarea gloriei pe care PSD-ul a avut-o aici. Apoi, în calitate de vicepreședinte, dar nu a tuturor maramureșenilor, dintre maramureșeni, să nu folosim expresii care au fost de mult perimate în cadrul Consiliului Județean, aș vrea să vă spun că, deși domnul senator are un cabinet deschis în sediul Partidului Social Democrat în Baia Mare, pentru că și mie îmi place foarte mult să vin în primărie și să vorbim la locul faptei despre programele și proiectele pe care Maramureșul le are în implementare astăzi, aș vrea să discutăm colaborarea pe care Consiliul Județean o are cu parlamentarii săi, cu parlamentarii Maramureșului, aici, domnule senator, în cabinetul ăsta și nu la Baia Mare. Succes! Mulțumesc și vă aștept mai des aici! Mulțumim tare! Domnilor deputat, domnule președinte, dragi colegi, bună ziua tuturor! Vreau să spun că în ceea ce privește organizarea, ne-am implicat cu organizația de aici, cu ajutorul tinerilor, cu toată lumea, ca să putem realiza acest cabinet și mulțumesc domnului senator care a apreciat munca și efortul nostru. Vreau să vă spun că organizația de la Sighet n-a făcut altceva prin grija amenajării acestui spațiu, destinație specială, decât aș putea să spun că și-a făcut datoria. Mi-aș dori ca domnul senator, domnul deputat Șimon, să folosească aceste spații de aici încolo cât mai mult și consider că acest cabinet este de fapt o catedră a domnului senator în care să-și asculte vocea de data asta a sighetenilor. Doamne ajută să fie într-un ceas bun și fericit. Să auzim de bine.